Iarna și-a lăsat din nou amprenta pe betonul din municipiul Târgu Jiu. Pe anumite porțiuni, zona a fost distrusă în totalitate și se pot vedea ușor găuri în pavaj. La fiecare schimbare de anotimp, zona pietonală are nevoie de cârpelii pe care le fac angajații statului. De această dată, totul se datorează înghețului, dar și utilajelor grele pătrunse în piața prefecturii pentru a ridica zăpada. În primăvară, municipalitatea a anunțat că va interveni din nou pentru ca starea betonului amprentat să nu se deterioreze și mai rău.